Consiliul Local Snagov, reunit în ședință ordinară în data de 30 septembrie, a aprobat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Comunei Snagov. Acesta este un document strategic elaborat la nivelul comunității, iar prin aprobarea și implementarea documentației se va asigura un instrument fiabil și ușor de adaptat la nevoile comunității. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Comunei Snagov. Bun. Acest proiect de hotărâre pe care l-am transmis către dumneavoastră. Pentru așa ceva am rugat-o pe domnișoara Carina să intre alături de noi și să ne dea câteva explicații vis-a-vis de acest plan de acțiune pentru energie durabilă și climă al Comunei Snagov. Reprezentantul firmei care a elaborat planul a prezentat, prin intermediul mijloacelor electronice, principalele direcții ale documentului. Aș vrea să le explicați, domnișoara Carina, colegilor mei, la ce folosește acest plan și de ce l-am făcut. Eu cred că l-am făcut pentru a vă alinia standardele europene și mai precis de a răspunde cerințelor și reglementărilor în domeniul eficienței energetice. Cum am menționat și anterior, obiectivul Uniunii este de a reduce emisiile, dar obiectiv ce se transpune și la nivel național și mai precis la nivel local. Iar o astfel de documentație reprezintă baza întregului proces de tranziție către un mediu mai curat, mai verde, pentru că în acest proiect, în această documentație, am inclus o serie de proiecte de investiții pe care le aveți în vedere pentru perioada următoare, o serie pe care noi o vom actualiza permanent și apar noi oportunități. De când să cumpărăm biciclete electrice, că bicicletele mecanice nu poluează și nici nu consumă energie. Doamna Matei, nu vom cumpăra nimic fără avizul Consiliului Local. Acolo sunt niște propuneri în concordanță cu acest plan. Dacă dumneavoastră ca și Consiliul Local nu veți dori să facem anumite achiziții, nu le facem. Cum se poate? Și mă scuzați că intervin. Aceste propuneri, într-adevăr, sunt propuneri pe care le putem modifica, actualiza în funcție de finanțările care se vor deschide și de liniile de mai precis de sursele de finanțare cele mai potrivite la nivel de OAT. Mă gândesc și pe nevoile noastre. Bineînțeles. Da, bineînțeles. Este pentru? Pentru.